Știm cu toții că vestitorii primăverii sunt păsările călătoare, ghioceii, iarba crudă și floricelele ce aduc frumusețe și culoare în fiecare colțișor al lumii. Ei bine, aici, acum, vestitorii primăverii sunt copiii artiști foarte talentați din Andantino. Dacă vă doriți să vă alăturați lor, vă place să cântați, să dansați sau să jucați teatru, vă așteptăm să vă petreceți copilăria împreună cu ei. Pentru înscrieri ne puteți contacta la numărul de telefon afișat pe ecran 0722 433 832. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate, iar copilăria trece repede. Acum rămâneți cu noi, pentru că surprizele continuă aici, la Favorit TV, la emisiunea Popas de cânt și joc. Ziua de 8 martie. Ți-am adus și eu ceva. Ți-am adus un card. E un card... Abracadabra! Mai frățioare, vrei te rog să nu mai faci atâta gălăgie? Nu vezi că am de învățat? Ce tot înveți atâta? Toată ziua, bună ziua, învățat. Mai bine te-ai juca cu mine. Nu pot! Trebuie să învăț poezia pentru sărbarea de 8 martie. Tu n-ai nimic de învățat? Mi-a dat și mie învățătoarea ceva, dar am pierdut hârtia. Mie și așa nu-mi plac serbările. Copii, mâncare gata. Duceți-vă și spălați-vă pe mâini și haideți să puneți stacânurile. Damian, să-ți dai halatul ăla jos de pe tine. De ce te-ai îmbrăcat așa? Uf, ce mă enervează cu ordinele ei. Spălat, curat, aranjat, niciodată nu mă lasă să fac ce vreau eu. Nu e frumos să vorbești așa, dar e mama noastră. Ea ne-a dat viață, ea ne îngrijește și își face mereu griji pentru noi. Da, bine, veșnica teorie. Copii, ce faceți? De ce durează atât? Imediat! Mai bine o fac să dispară! Abracadabra! Ce se întâmplă? Ce se aude? Ce-ai făcut cu bagheta aia ta? Nu știu! Surioară, tu știi cumva ce s-a întâmplat? Nu știu. Unde e camera noastră? Unde e mama? Mama! Mi-e frică! Stai liniștit, rezolvăm noi! În pădurea cu alune... Uite, vine cineva! Dar voi? Noi suntem Ilinca și Damian. Ilinca și Damian? Ce mai e și asta? N-am mai auzit de voi. Din ce poveste mai sunteți și voi? Poveste? Ce poveste? Care poveste? Nu suntem nicio poveste. Eu doar sunt costumat ca Harry Potter. Voi nu știți unde ne aflăm? Nu știm. Atunci cum ați ajuns aici? Nici asta nu știm. Suntem în împărăția basmelor. Împărăția basmelor? Surioară, precis visăm. Ei, vă las să visați. Mă duc la bunicuța cu ceva de mâncare. Ai grijă prin pădure să nu te oprești cu nimeni străin. Ei, și voi, așa mi-a zis și mama. Mă tot bate la cap cu asta. Cu voi, mama, pui și ce am pățit ceva? Da, dar unii oameni pot fi răi. Cu gânduri ascunse. Surioară, ce te tot bazi? Nu vezi că e o fată tare curioasă? Să știi că îmi place de ea, e tare curajoasă. Bine, nu mai pot să stau la vorbă. La revedere! Patrocle! Patrocle! Hei, ești jucat din Umbra Minunată, nu? Da, de unde știți? Nu l-ați văzut pe câțele lumei Patrocle? Nu, ne pare rău, dar unde te duci?
Știți, eu nu am mamă. A murit. Tatăl meu s-a recăsătorit. Dar mama mea, vidregă, nu mă iubește de fel. Ce să fac? Plec la bunici. Doar ei mă iubesc. Va fi trist tata când va afla. Dar acum e plecat cu afaceri. Asta e. Viața mea e grea fără mama. Am plecat. Hei, Patrocle, unde ești? Bună! Wow, tu trebuie să fii Wednesday! Ce faci? Te-ai rătat prin împărăția basmelor? Am fugit de la academie. Mama m-a obligat să merg acolo pentru a fi ca ea. Vai, ești îmbrăcată în roz? Mama m-a sfătuit să mă ferici de această culoare. Așa că uros rozul. Da, dar rozul este o culoare minunată. Toate fetele iubesc rozul. Tu ești fată. De ce umbli negru? Copii... Doar te cheamă Miercuri. Acesta este un nume frumos, feminin. Copiii născuți Miercuri sunt plini de amărăciune. E treaba mea. Am stat prea mult de vorbă cu voi. Am plecat. Copii, ajutați-mă, vă rog, sunt albă ca zăpada și mama mea vitregă vrea să mă otrăvească. Am avut mare noroc că vânătorului i-a fost milă de mine și m-a lăsat să plec. Ce mă fac? Ajutați-mă! Stai liniștită. Du-te înainte în pădure și o să găsești căsuța pisicilor. La revedere! Surioară, nu ți se pare că toate poveștile astea au ceva în comun? Ei, să știi că ai dreptate. Mama! Ați avut dreptate. N-am ascultat nici de mama, nici de voi. Și m-a înghițit lupul. Vai de mine! Și pe mine și pe bunica mea. Dar am învățat ceva. Ce? Ce? De acum înainte o să ascult întotdeauna pe mama. La fel și voi să faceți. Vezi? Dacă n-a fost cu minte. Hei, Wendy, ce faci chiar pe aici? Mă întorc la academie. Mi-am dat seama că mă vrea numai binele. Vreau să vă zic ceva. Ascultați-o pe mama voastră și încercați să fiți și voi mai înțelegători cu ea. Am plecat, am treabă. Bună, tot aici sunteți. Ai găsit casa bunicilor? Da, acum sunt fericită. Tata mă lasă să locuiesc la ei. Eu și Patrocle vom trăi minunat acolo. Iar tata va veni mereu să mă vadă. Voi dacă vezi, mamă, iubiți-o! Căci copiii cea mame adevărate sunt cei mai fericiți din lumea aceasta. Oh, ce bine că vă văd! Vreau să vă mulțumesc că mi-a spus de căsuța piticilor. Mă iubesc așa de mult, am trecut eu prin multe întâmplări, dar acum mi-am găsit prințul și sunt fericită. Respectați-o pe mama voastră, iubiți-o, iubiți-o pe mama voastră, căci nimeni nu e ca mama. Abracadabra! Veniți sau la masă? De ce durează atât? Mama! Mama, nu o să se mai întâmple, nu o să te mai supăr! Dragii mei, ce-ați puțin? Sunteți bine? Am ieșit doar câteva minute. Hei, salut, Damian, ce faci? Via fără să repetăm pentru poezia de omate? Mâine avem repetiție generală la școală. Da, și nu vrem să ne încurcăm la poezii. Doamna învățătoare a muncit mult să ne pregătească și nu vrem cât să o necăjim. Da, mama mea va fi fericită să mă vadă pe cine vorbi pentru ea. Mamele noastre sunt cele mai dragi ființe din lume și trebuie să le ascultăm. Ce ziceți? Îl lăsați afară să repetăm? Dacă vrei, de ce nu? Da, mamă, vreau. Mă dezbrac de costum, aranjez masa, fac tot ce mă rogă mama, apoi vin. Bine. Mă așteptați? Bine, te așteptăm! Oh, ce schimbare! Se pare că Thank you.
Miros de crin canal de dăți. Flori de câmp am să cu
grijă de părinți și nu uitați că într-o zi, când veți fi în lume oameni mari, ei vă vor deveni copii. Vor fi fragili ca două flori, să-i mângâiați, să-i prețuiți, cu cât vor trece ani mai mulți, vor fi mai slabi, mai gârboviți, iubiți încă de acum. Aduceți-le bucurii și nu uitați cât veți trăi. Un lucru sfânt și adevărat, că ei sunt singuri părinți pe care ați avut vreodat. E greu și poate vă vor deranja, dar ei sunt îngeri ce-au vegheat deasupra voastră și a mea. Le veți fi ochi, le veți fi mâini, când umbre pe pământ vor fi, ei bătrânești împovărați, dar cu ce forță pot iubi. Aduceți-le bucurii.